Doamnelor și domnilor, urmată asistență, stimați reprezentanți mass media, cei care ne privesc în direct, Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova vă salută în incinta instituției noastre cu ocazia unui eveniment, aș spune eu, unic în Republica Moldova. Astăzi, Camera de Comerț lansează un portal nou, expoziții virtuale. De ce expoziții virtuale? Noastră singuri cunoașteți că suntem într-o situație inedită acum în cadrul acestei situații de pandemie în Republica Moldova și nu numai. Atunci când avem mai multe restricții de circulare, de organizare a anumitor evenimente în masă, cum sunt inclusiv și expozițiile, noi pe dumneavoastră l-am deprins cu activități foarte frumoase expoziționale, cum ar fi expoziția Moldova prezentă aici în Republica Moldova sau fabricată Moldova prezentă în regiuni, în alte țări de parteneri ale Republicii Moldova, la care avem o avalanșă de vizitatori, parteneri internaționali. Doar expoziția fabricată Moldova din anul acesta a avut peste 60.000 de vizitatori unici și delegații din peste 30 de țări. Din păcate, astfel de evenimente în condiții de pandemie nu pot fi organizate. Și de aici, Camera de Comerț și Industrie, pornind de la solicitările companiilor, dar și a celor care sunt interesați în ceea ce este nou în domeniul produselor și serviciilor în țară și peste hotare, venim cu această inițiativă expoziții virtuale. Totodată, luând în considerație și dezvoltarea tehnologiilor informaționale în lume. Aici vreau să aduc sincere mulțumiri partenerilor noștri, celor care ne-au ajutat în implementarea acestei platforme noi, expoziții virtuale. Este vorba despre Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, prin cadrul proiectului Optim, oportunități pentru tehnologii și inovații în Republica Moldova, realizat în cooperare cu Helvetas Swiss International. Această platformă este una unică în Republica Moldova, care ne va permite să organizăm activitățile care ne le-am propus în acest an, cum ar fi expoziția Moldova prezintă la Iași, la Brașov, la Baia Mare, sau la Praga, la București, la Moscova. Din păcate, aceste activități, Camera de Comerț și Industrie împreună cu agenții economici nu le va putea desfășura, dar în regim online, virtual, ne punem ca scop să le organizăm. Care sunt avantajele acestei platforme? În primul rând, este o oportunitate în condiții acestea de COVID, de pandemie, să prezentăm cei ce au nou companiile noastre. Cu toate aceste situații de sistare de activități a companiilor, cu carantină, cu lucruri de la distanță, companiile noastre totuși caută oportunități de a oferi servicii sau produse noi celor care sunt interesați. Iar această oportunitate pe platformă dată este una unică. Mai mult ca atât, este o oportunitate fără costuri mari de a-ți promova produsul serviciu. Asta cu toți cunoașteți că crearea unui portal pentru o companie sau unei pagini web este destul de costisitoare, îndeosebi pentru companiile mici și mijlocii. Iar crearea unei platforme unde mai multe companii în același timp se pot prezenta este una mult mai ieftină și mult mai bine de promovat produsele. La fel, este o economie de timp. Dumneavoastră cunoașteți, chiar crearea unui portal sau unei pagini web a unei companii durează ca timp, dar totodată și ca timp în a merge într-o țară vecină sau pe o altă piață de a-ți promova produsul respectiv. Mai mult ca atât, cu imposibilitatea de a vizita această țară și în unele cazuri chiar suntem interziși de a merge în țările respective. Este o siguranță în investiția care o fac companiile. Investind în participarea la aceste expoziții, ele își pot promova companiile, reieșind inclusiv și din faptul că diminuare de costuri, acum când suntem în situații de restricții în activitatea unor companii, este dificil de a găsi surse suplimentare sau mijloace circulante pentru a investi în participarea la expoziții în afara țării. La fel, este o oportunitate și pentru vizitatori,
cei care bună parte sunt acasă sau nu pot să meargă la expoziție, de a intra pe acest portal, de a vedea ce este nou pentru a lansa anumite afaceri sau pentru a face niște procurări, inclusiv utilizând mecanismul de comerț electronic. Cred eu că acest schimb de experiență care vor face aceste companii, inclusiv în cadrul acestor expoziții virtuale, va fi unul benefic, un catalizator pentru economia națională. Și, în ultimul rând, este un beneficiu pentru statul nostru, pentru Republica Moldova. Activând companiile, vor putea plăti taxe și impozite la bugetele diferite niveluri, astfel susținând dezvoltarea țării noastre. Ce este bine pentru vizitatori? Deci își pot cunoaște partenerii străini, la aceste expoziții pot participa și partenerii străini, prin mecanisme care o să le arăt mai jos. Posibilitatea de a interacționa direct cu vânzătorul, această platformă va oferi această posibilitate, dar și, nu ultimul rând, promovarea produsului autohton pe piețele străine. Noi nu o să facem aceste expoziții numai pentru piața locală, dar pornind de la faptul că Camera de Comerț și Industrie are semnate peste 200 de acorduri de colaborare cu Camerele de Comerț și Industrie din peste 70 de țări, această platformă va putea fi utilizată pentru promovarea produselor autohtone pe piața străină. Inclusiv, iată, astăzi vom avea întâlnire cu consilierii economici și ambasadorii noastre peste cotare, cu ajutorul cărora vom încerca să promovăm inclusiv platforma dată. Un lucru foarte important este și promovarea imaginii Republicii Moldova ca țară, care, pe lângă faptul că luptă cu această pandemie, dar merge într-o susținere a mediului de afaceri, într-o promovare a companiilor din țara noastră. Și nu în ultimul rând creșterea exporturilor. Dumneavoastră vedeți, ultima perioadă se fac investiții inclusiv în digitalizarea, dar și în promovarea comerțului electronic, inclusiv pentru exporturi. Acum însă și ca atare, când vorbim despre acest portal. Noutățile, și eu vreau să mulțumesc companiei implementatoare, acesta va fi unul din cele mai bune portaluri care există la moment, având mai multe compartimente, prin care sala de expoziție, unde vor fi expuse logo-urile și brandurile companiilor care sunt parte la această expoziție, standul virtual, însă standul virtual unde va fi compania cu produsul său, reprezentanții la stand, că acum merge la o expoziție ordinară, așa, va fi un reprezentant la stand care va putea da informația necesară sau solicitată de dumneavoastră ca vizitator sau ca o companie care este interesată în cooperare cu companie care se expune la stand. Sala de conferințe, un lucru foarte important. În cadrul acestui portal, acestui expoziții virtuale, vom avea și sală de conferințe, vom organiza diferite întruniri, tematici, discuții, seminare, training-uri și așa mai departe, inclusiv cu ulterioara posibilitate de a organiza întâlnirile B2B sau așa numite B2B zonă. Iată, vedeți, aici sunt cei care se înregistrează și stabilesc timpul, ora, când vor avea discuțiile respective, utilizând platforma dată, dar și conexiunile de genul Zoom și altele pentru a putea avea această discuție interactivă. Și, nu ultimul rând, este vorba despre zona recepție, unde vor fi colegii noștri de la Camera de Comerț și Industrie care vor putea ajuta să intrați în contact cu o anumită companie sau cu o anumită zonă de business care vă interesează pe dumneavoastră. Toate acestea le lăsăm astăzi, acum, ca să cunoască mediul de afaceri, că îi pot veni deja la Camera de Comerț și Industrie să aplice la anumite expoziții pe care Camera de Comerț și Industrie le vor organiza începând cu luna septembrie anului curent. Sperăm ca împreună cu partenerii noștri să oferim acele oportunități pentru companii ca să-și promoveze produsele și serviciile care ideea au apărut și produsele care au apărut chiar în situații de pandemie. Noi deja la Camera avem mai multe adresări a partenerilor noștri de dezvoltare, cum ar fi mai multe proiecte, mai multe, să zicem așa, instituții internaționale care vor susține
companiile autohtone în promovarea produselor și serviciilor pe care îl au ei, inclusiv cu organizarea unor expoziții tematice. Dacă prima expoziție va fi una multiramurală, începând cu luna septembrie, ulterior vor fi anumite expoziții tematice. Ce vreau să menționez aici pentru dumneavoastră, cei care ne ascultă și ne privesc acum, despre faptul că aceasta este o proprietate intelectuală, această platformă, o proprietate intelectuală a Camerei de Comerț și Industrie, înregistrată corespunzător la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, virtualfairs.md, care va fi numai Camera de Comerț și Industrie, instituția care poate utiliza această platformă și unde vom putea să susținem mediul de afaceri. Aceasta a fost o scurtă prezentare a acestei noi platforme, care este una unicat în Republica Moldova, dar și în regiune. Între timp, noi am, cu colegii de la cameră și cu companiile autohtone, am participat la câteva expoziții virtuale organizate de către colegii noștri din Belorusia și din România. Din punctul nostru de vedere, aceasta este una din cele mai moderne platforme, care va permite să promovăm companiile autohtone. Pe aceasta a fost pe scurt ce am vrut să vă relatez dumneavoastră. Sunt deschis pentru întrebări. Dacă doriți, cu plăcere vă răspund. Domnule Haraș, ați vorbit despre prelansarea primei platforme, da, și expoziții. Când va putea oamenii de afaceri deja să se înscrie la aceste platforme? Sau ei deja s-au înscris? Cine ar putea? Da, deci noi de aia, și v-am uitat astăzi pe dumneavoastră și am, vă mulțumim reprezentanților mass media că ați dat curs invitației noastre, astăzi lansăm și de astăzi, prin intermediul dumneavoastră, invităm toți doritorii, toate companiile care doresc să participe la această, pe această platformă pentru promovarea produselor, să se adreseze la Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova. Ei cunosc, noi avem experiența necesară, prin expoziție care am organizat anterior și cu plăcere vom oferi tot suportul necesar. Și dumneavoastră? Cine poate să se înscrie? Toate companiile din Republica Moldova, businessul mic, mijlociu, mai mult ca atât. Vreau să dau aici un pic din ale case. Noi avem discuții cu Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Agenția Investiții, care vor veni cu anumite suporturi și proiecte internaționale pentru companii care doresc să plaseze această informație. Noi anterior am avut discuții cu Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. În acest an urma să organizăm 46 de expoziții aici în țară regionale, cu genericul produs de Soroca, produs de Hânceri, produs de Ungheni și așa mai departe, susținând și promovând producătorul autohton. Neavând posibilitatea dată, pe platforma virtualfairs.md vă vom susține companiile autohtone. De aceea rugăm companiile să se adreseze și noi vom direcționa companiile. Da? Plasarea produselor pe această platformă va fi gratis? Nu, va fi una contra cost, dar costul va fi foarte mici comparativ cu participarea la un stand, la o expoziție care este ca tare organizată. Vă închipuiți, nu se va plăti pentru stand, pentru construcții, pentru alte costuri. Vedeți că la noi Mold Expo acum este centru COVID și nu vom putea organiza în acest an nicio expoziție. Eu nu sunt, vedeți așa, noi abia discutăm acum, în dependență de numărul de participanți, în dependență de costurile care vor fi suplimentare, o să vedem, dar nu cred că costurile vor depăși 1000 de lei per companie de participare la o expoziție tematică în cadrul acestui portal. Câți producători ar putea să se înscrie? Cât mai mulți, cu atât mai bine, pentru companii, toți doritorii. Eu vreau să vă zic, și dumneavoastră ați relatat și cu dată vreau să vă mulțumesc, la expoziția fabricată în Moldova au participat 500 de companii autohtone. Nu de atâta când noi n-am vrut mai mult sau nu au fost doritori, nu erau spații. Aici, în expoziție virtuală, spații sunt foarte multe. De aceea vom fi deschiși pentru toți doritori, începând cu întreprinderile mici, micro, mijlocii, ca să le oferim această posibilitate. Dumnealui vorbește ori în engleză, ori în limba rusă. Artac, v-am văprost. Vă rog în limba rusă să adresați întrebarea și dumnealui o să vă răspundă, da? Dar el să vorbească în limba rusă. Немножко пару слов о проекте, в чем он состоит и именно в этой области, почему вы поддерживаете.
Проект опций выполняется компанией Helvetus, это швейцарская компания, и проект полностью финансируется швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству, SDC, их название, которое присутствует в Молдове больше 20 лет. И помогает в разных направлениях. Конкретно Optim проект, который я представляю, мы выполняем, работает в двух направлениях. Это помощь малому и среднему бизнесу в развитии, а также помощь жителям Молдовы в приобретении достаточных знаний и навыков, чтобы получить хорошую работу на территории Молдовы, в том числе и в тех малых и средних бизнесах, которым мы помогаем. Этот проект мы помогаем камере, чтобы осуществить и фактически помочь малому и среднему бизнесу Молдовы, чтобы продолжать показывать свои технологии или продукции, произведенные в Молдове, для иностранных, а также местных партнеров. Мы знали, что камера была вовлечена во много выставок ранее, до коронавируса. И сейчас это проблема для многих предприятий, они не могли показывать свои продукты. И продажи, скорее всего, упали везде. Но эта платформа поможет им продолжать показывать свои достижения или продукцию для потенциальных покупателей. Мы считаем, что это очень важная программа. Я вам перейду. Какая, значит, сумма проекта? Общая сумма проекта 4,5 миллиона швейцарских франков. Проект начался в прошлом году. Мы планировали большое открытие, но коронавирус нам помешал. Первая фаза проекта продлится до конца 2022 года, но проект предполагает продолжение второй и также третьей фазы. Acest proiect include și alte sau doar alte instituții, sau doar camera de comerț? Nu. Deci acest proiect include Republica Moldova ca atare. Dumneavoastră ați relatat, prin hotărâri de guvern s-a aprobat semnarea, deci memorandum de înțelegere între Guvernul Elveției și Guvernul Republicii Moldova. Este multiramural și pentru mai multe instituții de susținere, având ca scop crearea noilor locuri de muncă. În situația aceasta de pandemie, acest proiect chiar vine cu un suport în menținerea cel mult a locurilor de muncă create acum, dar și lansarea oportunităților de crearea noilor locuri de muncă în situații de COVID. Dumneavoastră, vedeți, multe companii, ca urmare a situațiilor acestea neplăcute, să spunem noi, de coronavirus, care influențează dezvoltarea economică, au nevoie de acest suport, de a găsi o altă nișă în ceea ce ține dezvoltarea mediului de afaceri. Și acest proiect, din partea Elveției, vine cu suportul respectiv. Камера де коммерс наша основной партнер в проекте, и у нас будет много проектов вот с ними, в сотрудничестве с ними, но также мы помогаем профессиональным ассоциациям, которые в свою очередь объединяют и помогают малому и среднему бизнесу бороться, ну в данном случае бороться с последствиями коронавируса и того, что все границы закрыты, и проблемы с экспортом, также с импортом, а также простая работа, невозможно осуществлять простую работу иногда, да? Но я как сказал, мы будем также помогать тем организациям, которые проводят профессиональные тренинги и помогают людям получать те навыки, которые нужны для поступление на хорошие работы. Имеется в виду, в частности, IT-сектор. В Молдове IT-сектор достаточно развит, но мы провели первые 8 месяцев проекта, чтобы оценить и понять ситуацию в стране. И стало ясно, что не хватает работников в этом секторе. Многие компании заявили, что до 10% работников они теряют год по разным причинам. И наш проект будет работать в этом направлении. Мы уже начали. Некоторые компании уже начали тренинги, профессиональные тренинги, не только в Кишиневе, но и в Белесе, и Кагуле.
А мы также планируем расширить зону охвата, так как мы работаем во всей территории Молдовы, у нас нет ограничений. И при внедрении вот таких виртуальных услуг, возможно, будет охват всех районов Молдовы, даже не выезжая туда, или ограничив поездки, допустим, один день тренинга в классе или в аудитории, остальные дни уже будут онлайн тренинги. Spasibo. Domnule, vreau o întrebare pentru dumneavoastră. Ce trebuie să facă companiile pentru a se include la aceste expoziții? Ce trebuie să prezinte? Ce documente? Sau trebuie să facă ceva în format electronic? Da. Da, vă mulțumesc. Foarte bună întrebare. Companiile urmează să adreseze mai întâi de toate la Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova, la Direcția Expoziții și Târguri și Evenimente de Afaceri. Aici, în formatul corespunzător, vor prezenta informații pentru a fi digitalizată, ca ulterior să fie plasată pe platforma dată. Deci tot suportul va veni din partea Camerei de Comerț și Industrie, solicitând anumite informații, iar digitalizarea ca atare va fi efectuată de către specialiștii de la Cameră. Și atât am vorbit anterior că scopul platformei este să soluționeze problemele producătorilor. Cum ceilalți, cum să spunem, ceilalți din afara Republicii Moldova vor găsi producătorii noștri? Adică doar accesând această platformă, această expoziție sau va fi promovat și în afara? Da, foarte bine. Deci noi avem câteva oportunități de promovare. V-am zis, prima sunt acordurile colaborare care avem noi cu Camerele de Comerț și Industrie din practic toată lumea. Noi suntem membri ai Eurochamber, deci a Camerelor de Comerț și Industrie din Europa, dar și World Chamber, ai camerelor din toată lumea. Aici vreau să vă zic, nu este țară în lume care nu are camere de comerț și industrie. Practic, noi avem acorduri semnate cu ei. Aceasta este prima, prin intermediul camerelor. A doua, am zis, prin consilierii economice ambasadilor peste hotare. Ei vor promova această platformă. Și, nu ultimul rând, al treilea, este European Enterprise Network. Unii noi suntem parte și suntem susținuți de către Comisia Europeană în promovare. Acestea sunt în jur de 300 de puncte focale în toată Europa, la care sunt conectați peste 49.000 de companii. Deci la 49.000 de companii, această informație, dispozițiile virtuale, va fi remisă în această rețea globală la care suntem noi parte. Deci dacă o punem, atunci 49.000 de companii în aceeași zi vor vedea această platformă. Ceea ce este o oportunitate extraordinară. Mai mult ca atât. Vreau să trecem la etapa a doua. Etapa a doua constă în ceea ce facem noi împreună cu proiectul și cu centrul nostru de formare antreprenorială, comerțul electronic. Noi am făcut, iată, chiar recent un seminar, chiar și cu suportul partenerilor noștri. Comerțul electronic în această perioadă a crescut cu 25%, pe când anual în comerțul acesta tradițional creștea cu 2% și jumătate. Iar aici este rolul și locul companiilor noastre în comerțul acesta electronic. Este unul mai rapid, unul care este foarte ieftin în ceea ce ține de partea de logistică. Diminuăm costurile, diminuăm timpul și creștem capacitățile companiilor autohtone. Da. În final, stimați prieteni, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru suportul care ne-l acordați. La finele lunii august avem două evenimente. Este Gala Business-ului Moldovenesc, care va fi dată de 19 deci august, unde vom amâna premiile Marca Comercială a Anului și premii pentru realizări în domeniul calității. La finele lunii august vom primi acele solicitări pentru a lansa expoziția, prima expoziție virtuală în 1 septembrie. Vă așteptăm cu drag la Camera de Comerț și Industrie. Și încă o dată vă mulțumim pentru suport. O zi bună în continuare. Mulțumesc.